Orașul se află în depresiunea Pătrlagele, pe Valea Buzăului. Este străbătut de șoseaua națională 10, care leagă Buzăul de Brașov, precum și de calea ferată Buzău-Nehoiașu, deschisă în 1908, ce face legătura între Pătrlagele și Buzău. Prima atestare documentară a localității Pătrlagele datează din 1573, dar se pare că aceasta exista încă înainte de întemeierea țării românești. Localitatea Pătrlagele a fost declarată oraș în 2004 și are în componență Pătrlagele, Calea Chioșdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mănăstirea, Mărunțișu, Muscel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroiești, Valea Lupului, Valea Sibiciului și Valea Viei. Deși modificarea statutului administrativ de la comună la oraș a luat prin surprindere administrația locală la acel moment, sub conducerea primarului Ion Gherghiceanu, adică din 2008 și până în prezent, numărul mare de proiecte implementate prin fonduri guvernamentale, locale sau prin fonduri europene arată preocuparea edilului pentru o imagine a orașului Pătrlagele cât mai aproape de un statut european. Reabilitarea infrastructurii în învățământ l-a preocupat în permanență pe primarul Ion Gherghiceanu, cele mai multe fonduri fiind de altfel accesate pentru acest domeniu. Investiții au fost făcute la Liceul Teoretic Pătrlagele, care din anul 2000 a împrumutat numele academicianului Radu Vlădescu, reputat om de știință, născut la Sibiciul de Sus. Unitatea de învățământ, în care își desfășoară activitatea 828 de elevi sub îndrumarea 50 de cadre didactice, a beneficiat în ultimii ani de lucrări de reabilitare. Era de altfel necesar în contextul în care în acest an Liceul Teoretic Radu Vlădescu, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ buzoiene, sărbătorește 100 de ani de la înființare. Cu o tradiție de un secol, Liceul Teoretic este pregătit să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în comunitatea locală. Liceul beneficiază de 23 de săli de clasă, două laboratoare de informatică, câte un laborator de biologie, chimie, fizică și un laborator fonic. De asemenea, are o sală de festivități, o bibliotecă, o sală de sport și un teren de sport multifuncțional. Este vorba de fonduri care s-au derulat în cadrul Liceului Teoretic Radu Vlădescu privind reabilitarea clădirilor. Acolo sunt trei corpuri de clădiri, ele au fost reabilitate. În ultimii trei ani de zile au fost refăcute acoperișurile, s-a făcut în ultima perioadă și un grup social într-una din clădiri, fiindcă întotdeauna era o discuție privind grupul social care, deși este modern, totdeauna erau discuții că grupul social este în curte. Nu asta cred că a încurcat acest liceu cu tradiție și copiii care au învățat acolo să devină ingineri, doctori, juriști. Veciul ăla din curte i-a încurcat ca să nu poată să devină oameni de nădejde ai societății. Tot în cadrul liceului s-a făcut, anul acesta am finalizat și lucrările unui platou pentru evenimente. Tot la capitolul investiții în învățământ, mai amintim și Liceul Tehnologic. Două proiecte au fost semnate în anul 2018 și vizează lucrări ample la această unitate de învățământ. În cadrul Liceului Tehnologic am accesat fonduri pentru două ateliere școală. Unul a fost reabilitat și unul construit din nou, valoarea totală fiind în jur de 16 miliarde de lei. Administrația locală a reușit să atragă fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit cu 4 săli de clasă în valoare de 12 miliarde de lei vechi. Noua clădire a fost finalizată în 2019, însă din motive neimputabile administrației locale, aceasta nu a putut fi dată în folosință la începutul anului școlar. În acest sens, primăria a făcut tot ceea ce era de competența administrației locale. Mai exact, s-au încheiat contracte cu asistent medical și cu medic, cu o firmă de catering pentru a oferi micuților o masă caldă. De asemenea, s-a obținut autorizația sanitară de funcționare, precum și autorizația ISU de securitate la incendiu. Pe de altă parte, grădinița a fost dotată complet cu mobilieri, paturi pentru micuți, frigider și mașină de spălat. În acest moment se pun la punct ultimele detalii pentru darea în folosință a grădiniței, la care sunt deja înscriși 30 de copii pentru două grupe. A fost finalizate și lucrările unei grădinițe cu program prelungit
dar din motive neimputabile mie nu a putut fi dată în folosință la data de 9 septembrie, așa cum ne luasem noi angajamentul, dar n-a depins numai de noi, a fost părți care trebuiau implicate, ceea ce a depins de noi am făcut tot ce a fost omenește posibil, atât la partea de dotări, cât și la partea de infrastructură școlară, așa cum spuneam, că ea a fost dată în folosință cu cel puțin 2 luni în urmă și putea fi funcțională. Un capitol important în planurile administrației de la Pătârlagele, conceput și susținut de primarul Gherghiceanu, a fost orientat către atragerea de fonduri europene. Astfel, prin programul operațional regional pe axa 13, au fost depuse 6 proiecte ce vizează, pe de o parte, lucrări de infrastructură școlară, iar pe de altă parte, lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor în toate zonele unde sunt amplasate unitățile de învățământ. Pentru unele dintre investiții au fost încheiate licitațiile și contractele de finanțare, iar pentru altele, acestea urmează a se încheia în perioada următoare. Proiect de reabilitare și dotare a grădiniței din satul Mărunțișu și amenajare de drumuri, reabilitare, dotare, școală Mărunțișu plus drumuri, reabilitare, dotare, școală Crâng plus drumuri, reabilitare, dotare și modernizare drumuri în satul Valea Lupului, reabilitare, plus dotare, plus amenajare, modernizare de drumuri în satul Sibiciu de Sus. Pentru a oferi locuitorilor un loc de promenadă și recreere în Sibiciul de Sus, administrația locală are deja în plan un proiect în acest sens. Un alt obiectiv este crearea în același sat și a unei locații unde oamenii pot participa la diverse activități cultural-artistice. Tot pe program operațional regional avem în derulare și un proiect de construire a unui parc și reabilitare și dotare cămin cultural din Sibiciu de Sus. Ion Gherghiceanu consideră că menirea lui este de a îmbunătăți traiul celor care și-au pus încrederea în el. Edilul este cunoscut ca fiind un om de acțiune și căruia îi place să se implice în orice proiect legat de modernizarea și evoluția societății în care trăiește. Astfel, prin grupul de acțiune locală Valea Buzăului, administrația locală va pune la punct unele proiecte extrem de importante pentru comunitate. Unul dintre acestea a fost semnat în 2019. Am prins 2 proiecte, unul de modernizare drumuri în satul Poieni, drum ce se întinde de la DN10 până la biserica din sat, plus 2 drumuri laterale, și dotări IT pentru eficientizarea actului administrativ. Biserica a reprezentat de-a lungul timpului un factor de coeziune social-economică și spirituală. Lăcașurile de cult aparținătoare orașului Pătârlagele au beneficiat în mod constant de fonduri și materiale pentru reabilitarea lor din partea administrației locale. Investiții importante care s-au realizat sau sunt în curs de a fi finalizate au vizat biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din Sibiciu de Sus, construită în anul 1794. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice din 2010. Cei mai mulți bani i-a primit de la Consiliul Local biserica de la Sibiciu de Sus, care a accesat fonduri europene pentru reabilitarea fiind monument istoric. Imaginea orașului Pătârlagele se va schimba complet și prin alte proiecte pe care primarul Ion Gherghiceanu dorește să le finalizeze cât mai curând. Vorbim aici despre refacerea trotuarelor sau amenajarea unor noi locuri de parcare, această din urmă investiție fiind de altfel o preocupare constantă a edilului orașului. În acest sens, avem un proiect în derulare cu amenajare de parcări în zona blocurilor, în zona centrală, de fapt, a localității, și un proiect în derulare cu parcări în zona liceului și amenajare de trotuare în mai multe zone ale localității, zona la intrarea dinspre Buzău, spre Brașov, undeva în zona centrală și zona liceului teoretic Radu Vladescu. O altă grijă a primarului Ion Gherghiceanu, din momentul în care a devenit lider al administrației locale, a fost să îmbunătățească iluminatul public. Este un proiect amplu care se află în plină derulare și a fost implementat cu succes în unele localități. Avem și în derulare un proiect de modernizare a iluminatului public pe care l-am efectuat deja în mai multe localități. Pătârlagele, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Valea Viei, Lunca, Valea Seacă, urmează Poieni, Crâng, Valea Moșelului, Valea Sibiciului,
sperăm noi că anul ăsta, anul viitor, să finalizăm și aceste lucrări de modernizare a iluminatului public. Pe durata mandatelor sale s-au efectuat mai multe lucrări de amenajare a drumurilor comunale și sătești. Totodată s-au făcut praguri de fund pe râul Muscel, care au rolul de a menține drumurile în stare de funcționare și de a le proteja împotriva alunecărilor de teren. De asemenea, administrația locală a primit fonduri pentru situații de urgență cu care s-a reabilitat un pod în satul Crâng. Primăria orașului Pătârlagele mai are și alte proiecte care urmează să fie implementate la nivel local, atât cu fonduri din bugetul propriu, cât și cu fonduri guvernamentale sau europene. Ce trebuie reținut este faptul că punerea acestora în aplicare nu este deloc ușoară, fiind nevoie de câțiva ani până când ele ajung să fie concretizate. Și toate acestea se întâmplă din cauza birocrației, o problemă des întâlnită în toate primăriile din țară. Avem un proiect de amenajare piață, ea există, decât că este într-un mod din ăsta mai rudimentar, așa, acolo trebuie să mai multe amenajări făcute. Avem un proiect frumos, sperăm noi să prindă și finanțare. Ne gândim la finanțare locală, poate cu bani guvernamentali sau dacă nu, chiar cu implementarea acestui proiect undeva pe program operațional regional sau chiar GAL, dacă cumva apar astfel de posibilități de accesare de fonduri. Avem proiect pentru un dispensar orășenesc, avem un proiect de vreo 12 km de drumuri în mai multe localități ale orașului, Fundături, Muscel, Crâng, Drăgănoi, Sibiciu de Sus, Valea Seacă, Mărunțișu, Lunca, Valea Viei. Proiect pe care sperăm noi să le ducem la îndeplinire. Problema este că populația nu mai are răbdare, toată lumea vrea, dacă se poate, ieri să facem toate aceste lucruri, toate aceste investiții și nu este posibil. Vreau să spun că însă și implementarea acestor proiecte de modernizare, de reabilitare a unităților de învățământ, lucrăm la ele de aproximativ 4 ani de zile și iată că abia acum am încheiat contractul cu una dintre cele 5 obiective, adică cu școala de la Sibiciu de Sus, școala și grădiniță sau unitate de învățământ Sibiciu de Sus. Pentru a conferi siguranță locuitorilor, primarul Ion Gherghiceanu a decis că un demers necesar în acest sens este achiziționarea din bugetul local a unui sistem performant de supraveghere video wireless. Astfel, 50 de camere de supraveghere au fost montate în mai multe zone din orașul Pătârlagele, cum ar fi la Liceul Teoretic Radu Vlădescu și Liceul Tehnologic, în piața agroalimentară, în zona poliției și primăriei. Recent, în urma adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, din care face parte și orașul Pătârlagele, s-a aprobat un proiect extrem de important de care vor beneficia 23 de unități administrativ-teritoriale. Este vorba despre proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, în urma căruia locuitorii vor beneficia de alimentare cu apă și canalizare menajeră. Consiliile locale ale primăriilor incluse în proiect, printre care și cea din orașul Pătârlagele, și-au dat acordul pentru promovarea proiectului. Astfel, până în anul 2025, administrația locală va participa la acest program cu o cotă de finanțare ce poate fi achitată în tranșe. În urma hotărârii adoptate în Consiliul Local, orașul Pătârlagele va participa cu o sumă totală de 243.722 de euro, reprezentând contribuția proprie în procent de 2% din necesarul de finanțare. În urma discuțiilor purtate cu Ion Gherghiceanu, am constatat că este un om harnic și de cuvânt, fapt ce a contribuit mult în fața locuitorilor, care spun că edilul le-a adus prosperitatea în orașul Pătârlagele.